Guvernul a aprobat la finalul anului trecut o ordonanță de urgență prin care măsurile instituite în contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite până la data de 31 martie 2021. Astfel, se menține excepția de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță până la data de 31 martie. Toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate. De asemenea, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultațiile la distanță la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere. În urma consultațiilor acordate la distanță, medicul de familie sau medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale. Documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. Până la data de 31 martie 2021, pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță, nu este necesară utilizarea cardului de sănătate, însă toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul. Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile. Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, cât și pentru transmiterea documentelor necesare asiguraților de la casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza mijloace electronice de comunicare. Printre documentele care își mențin valabilitatea până la data de 31 martie 2021, deși valabilitatea acestora expiră până la această dată, sunt biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice și recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun, transmit la Casa de Asigurări de Sănătate. Până la aceeași dată, medicii din spital pot elibera la externarea asiguratului prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală pentru maximum 90 de zile. Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, cât și pentru transmiterea documentelor necesare asiguraților de la casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza mijloace electronice de comunicare. Medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienții cronici, inclusiv medicamentele restricționate din lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare în lista de medicamente compensate și gratuite, este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.